Suntem și devenim ceea ce gândim. Aceasta este tema conferinței susținută de profesorul Constantin Dulcan, care va avea loc pe 15 februarie de la ora 18 la Centrul Cultural Județean Constanța Teodor Teburada. Conferința va fi moderată de Florin Pârlea, președintele Fundației Prietenii Muzeului de Istoria României. Întâlnirea cu reputatul profesor are o importantă componentă educativă și se adresează în special tinerilor. Scopul acesta este să-i facă pe tineri să conștientizeze puterea gândului care stă la baza oricărei acțiuni. Profesorul Constantin Dulcan are dublă specializare în neurologie și psihologie și două doctorate în medicină și științe medicale. Printre cele mai cunoscute cărți ale sale se numără Inteligența Materiei, apărută în 1981 și cenzurată de autoritățile de atunci. Republicată după 1989 integral și cu adăugiri, lucrarea a fost distinsă în 1992 de Academia Română cu premiul Vasile Conta. Intrarea la conferința Suntem și devenim ceea ce gândim este liberă în limita locurilor disponibile.